Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Scena, singura emisiune 100% de teatru din România și pe care de consecință cea mai bună emisiune de teatru din România. Astăzi e una din acele ediții care pune focus pe un anumit teatru, un adevărat desant a sosit la Iași de la Bacău, de la Teatru Bacovia, instituție despre care în ultimul timp chiar ai ce vorbi din punct de vedere teatrologic. Invitații mei de astăzi sunt toți legați instituțional de Teatru Bacovia. Vi prezint Edi Burghelea, directorul Teatrului Bacovia. Bine ai venit, Edi! Mulțumesc de invitație și mulțumesc și de prezentare, în primul rând. Doru Mareș, reputat critic de teatru, astăzi în calitate de secretar literar la Teatru Bacovia. Mă bucur să te revăd, Doru. Bucuria este reciprocă. Și Ștefan Huluba, actor în trupa Teatrului Bacovia, o voce foarte interesantă, scenic vorbind. Bine ai venit, Ștefan! Bine v-am găsit și mulțumim de invitație! Începem cu directorul, totuși, discuția. Edi, te felicit pentru ce ne arăți în ultimul timp. Ești unul dintre cei mai tineri manageri din România. Aș vrea să te întreb care sunt, până la urmă, liniile majore pe care ai încercat să le imprimi Teatrului Băcăuan de când l-ai preluat? Sunt printre cei mai tineri manageri, că îmi place mai mult titulatura de manager, din punctul meu de vedere. La Vâlcea este Costin, nu? Da. Care e mai tânăr ca tine? Nu. Sunt cel mai tânăr momentan. Mai e Mănuțul la Cluj, care... Un tânăr de perspectivă. Da. Sincer, nu am... În perioada de interimat am fost destul de bulversat în ceea ce privește direcția unui teatru și viziunea managerială, fiind prima oară în acest context. Și a trebuit să mă adaptez destul de repede și destul de brusc, din punctul meu de vedere, cu tot sistemul administrativ. Nemai lucrând înainte într-o instituție în funcție de conducere sau pe partea administrativă. Ai luat-o de la zero, practic. Am luat-o de la zero, da. Am luat-o de la zero și am avut noroc, aș putea spune, cu perioada de interimat, care mi-a permis să înțeleg mult mai bine sistemul de stat și să înțeleg mult mai bine cum funcționează, de fapt, o instituție publică de cultură. Cât e de dificil să înțelegi cum funcționează o instituție publică de cultură? Este dificil. Este dificil și îți dai seama, tot vorbind de direcții și de viziune și de linii generale, sunt foarte multe blocaje administrative care nu-ți permit, chiar dacă tu ai o viziune clară și bine definită, nu-ți permit de cele mai multe ori să o pui în aplicare. Și atunci trebuie să te adaptezi în funcție de sistem și trebuie să te adaptezi în funcție de problemele care apar, de blocajele pe care le întâmpin pe parcursul anului, de tot felul de lucruri adiacente actului artistic. Oricum, Edi, vom discuta ceva mai încolo despre trupă, despre repertoriu, despre spații de joc și așa mai departe. O să intrăm în profunzimea subiectului. Doru, circul foarte mult în calitate de critic de teatru prin România teatrală. Ne-am și întâlnit recent pe la Constanța, prin alte părți. Vreau să te întreb, făcând abstracție de faptul că ești angajatul acestui teatru, ce particularități crezi că are Teatrul Băcăuan în raport cu alte teatre? Când am venit la Bacău, acum vreo 10 ani, poate 11, teatrul era undeva, să zicem, în partea a doua clasamentului, lucid vorbind, așa că cred că a crescut mult de atunci și a crescut cot la cot cu propriul festival, așa încât prima particularitate ar fi particularitatea festivalului lui. O tematică iarăși particulară, o monodramă. S-au mai împrumutat și alții părți de monodramă în festivalurile lor, dar aici este fundamentul. Actul de identitate este monodramă. Și când spui monodramă în spațiul românesc, automat asociezi deja, s-a creat reflexul ăsta de a asocia monodrama cu Bacău și cu festivalul. Da, cred că ăsta este primul lucru și am constatat, el fiind renăscând cu, dacă nu mă știu, vreo 15 ani în urmă, deci cam două treimi din noua poveste a festivalului am trăit-o
organizându-l, cred că este primul lucru. Este o ciudățenie teatrul din Bacău, un oraș cu precădere industrial, comercial, da. Deci nu neapărat foarte exact turistic, foarte exact cultural, dar în care există o efervescență culturală de toate dimensiunile. Da, e paradoxal cumva. Artă plastică, filarmonică, liceu de arte, asta nu e de aici, de acolo, da. Și cu niște copii foarte ok. Un centru cultural. Un centru, cel a fost unul dintre cele, nu știu dacă mai rămas, 6 erau la un moment dat, așa că mai sunt toate, da. Dar, deci dintre puținele centre culturale de rang național, care face treabă în mod uzual. Revista Ateneu. Revista Ateneu pe care o conduce Carmen Mihalache, colegă cu noi, care face critică foarte bine, critică de teatru și umblă și ea să vadă teatru, ceea ce e firesc. Și evident, în contextul ăsta, zic eu, în vibe-ul existent încă de la Bacovia, ca să nu mă duc mai înapoi la Alexandrie, deci este un vibe care la jumătatea Moldovei iradiază spirit, se încadrează și Teatrul Bacovia. Lasă că îl cheamă Bacovia nu neapărat ca pe poet, cât ca pe un etimon al geografic, al locului. Da, foarte interesantă această descriere culturală a orașului pe care o propui, Doru Mareș. Hai să vedem și Ștefan ca actor al acestui teatru. Cum e viața unui actor la Bacău, Ștefan? Este foarte interesant pentru că eu sunt băcăuan, am plecat din Bacău, dar descoperind teatru în Bacău, prin Teatrul Municipal Bacovia, dar și într-un festival de teatru de adolescenți, care se întâmplă tot la Bacău și tot de foarte mult timp, dar poate o să vorbim în altă... Facultatea ai făcut-o la București, la un atunci. Asta zic, facultatea am făcut-o la București și după aceea am zis, rămân independent multă vreme și am rămas independent destul de multă vreme, până când mi-am dat seama că totuși, actorul trebuie să-și găsească locul. Da, și absolut. În București e plin, în București nu aleargă lumea după actori să-i distribuie. Am treabă și în București, dar cred că dacă ne găsim locul și rolul în societatea asta, cred că asta de fapt ar trebui să fie drive-ul pe care să-l aibă orice actor. Și la Bacău eu l-am găsit. Și îmi place această călătorie de fiecare dată, Bacău, fel București, de navetă, exact, cultural. Pentru că mă ține viu treaba din București și cultura, viața culturală din București, mă țin viu și în Bacău ajung să mă simt ca, înțeleg ce spui. Ca în vacanță, chiar dacă sunt la muncă. Evident, contează foarte mult și ce tip de spectacole sunt propuse pe parcursul unei stagiuni, ce tip de regizori vin și se integrează în filozofia repertorială pentru ca un actor să aibă sau să nu aibă satisfacții profesionale. Mult timp, cel puțin în ultimii ani, exista așa un fel de neutralitate a actorului băcăvan de a se pronunța dacă viața lui e satisfăcătoare, dacă viața lui artistică e satisfăcătoare. De ceva timp însă, mulți dintre absolvenții noștri de la Iași care sunt angajați la Bacău confirmă că, într-adevăr, Teatrul Bacovia devine un mediu foarte prietenos pentru un actor care vrea să se dezvolte profesional. Vreau să vorbim un pic, Edi, despre profilul spectatorului băcăuan. Ai ajuns, chiar dacă tu nu ești băcăuan, ai ajuns să cunoști foarte bine, cred, publicul băcăuan. Ce tip de așteptări ți se pare că are de la teatru pe care îl conduce? Cum spunea și Doru, există o bază foarte mare și un public avid de teatru și de cultură în Bacău și vorbind de un profil generic de spectator în Bacău, cred că putem să îl împărțim în două etaloane foarte clare.
cel de adolescenți, unde Ștefan Holuba poate să spună mult mai multe lucruri cu acest festival de adolescenți, mm-hmm. și iar publicul solid de teatru este publicul de 40-60 plus chiar. Asta e nucleul dur pe care contați. Este discutabil. Sunt, din punctul meu de vedere, sunt două categorii de public absolut importante, vorbind de teatru dramatic aici. Fiindcă... Noi avem și teatru de animație. Avem și teatru de animație și am început să creștem nivelul producțiilor și calitativ și cantitativ pentru secția de animație. Dar revenind la un profil de beneficiar, pot spune că putem să-l segmentăm de la bun început în aceste două mari categorii, fiindcă există o efervescență foarte mare în rândul adolescenților din comunitate, există patru trupe. Eu aș numi-o chiar fenomen. Din punctul meu de vedere, în Bacău chiar este un fenomen al teatrului de adolescenți. Când spuneți adolescenți, vă referiți la ce vârstă? Liceeni. Că aveți și două universități destul de importante, da, în Bacău, care vă pot furniza un alt tip de public. Absolut. Studențesc. Da. Absolut. Dar aici cred că ne referim concret la liceeni. La liceeni. La liceeni. Există patru trupe de liceeni. Da. Foarte numeroase. Conectate cu teatru. Foarte conectate cu teatru. Adică care la rândul lor au un festival, ID Fest, și care la rândul lor organizează serioase. Festivalul. Și care la rândul lor sunt foarte implicați în viața teatrului băcăuan. Exact. Și dorind să facă voluntariat pentru teatru, dorind să fie implicați activ în proiectele pe care teatru Bacovia le deci cumva de acolo produce. Se dezvoltă pe de o parte publicul viitor băcăuan, da, și dar pe de o parte și profesioniștii. Și profesioniștii. Eu, de exemplu, sau cum a fost, cum sunt și vă pot da exemple, nu o să le ai plecat acum din acest festival, da, dintr-o trupă de teatru. Și eu am ajuns în Bacău datorită prima mea interacțiune cu teatrul din Bacău a fost în cadrul acestui festival, ID Fest. Da, e o rețea interesantă, Doru, nu? Tipul acesta de... Domnul Doru Mareș a colaborat și dumnealui cu acest festival, adică și sunteți destul de apropiat. Da, a fost și juriu și, exact. Și este un lucru emoționant să vezi un actor de talia Cocăi Blos care e chiar un ferment și un ax al acestui festival. Dânsa este președintele de onoare. Da, da, știu că e un pilon deja. E un pilon. Ne întâlneam frecvent la Bacău, la festivalul de monodramă, era foarte apropiată de teatru. Ei, ea este acest ID Fest. Coca Blos clar este o liceancă. Da. Spiritual, fără discuție, se dedică formidabil. Este emoționant să o vezi discutând cu fiecare trupă care evoluează întâi pe scenă cu o exactitate profesională aproape paradoxală. Ai zice că totuși la un teatru non-profesionist și încă și de nivelul liceului e un pic cam mult, nu este, este foarte potrivit. Am fost la câte ediții am fost în țară în momentul desfășurării, că de vreo două nu le-am potrivit, dar altfel este un lucru care mă entuziasmează și mă interesează în egală măsură. Eu cred că asta și vorbeam venind încoace pe drum, cam cum, care sunt garanții viitorului și susțin că unul din garanții este profesionalizarea publicului. Asta se întâmplă la Bacău la modul cel mai hotărât prin mișcarea asta ID Fest, care nu este o mișcare venită de sus în jos. Mm-hmm. Nu un profesor sau un actor sau așa vrea neapărat să-l țină în viață. Se moștenește cât are 20 și... La anul cred că va fi, sau peste 2 ani va fi ția 25. El a lipsit în 2 ani. Organic, de este 20 deja... și o instituție. Da. Da. Și acest festival, deși a fost pornit acum 25 de ani de Consiliul Britanic, el era în limba engleză inițial, mm-hmm. ulterior, după ce s-au despărțit instituțional, elevii, efectiv,
organizează în proporție de 90% acest festival. Ei umblă după sponsori. E și o experiență managerială. Da, da, exact. Este foarte interesant ca fenomen, fiindcă este un festival organizat de adolescenți pentru adolescenți cu adolescenți. Și da, beneficiază de ajutorul unor adulți care au trecut pe acolo, cum este doamna Coca Blos, cum aș fi eu, cum mai sunt Horea Sur. Și care rămân atașați de, exact, de fenomen. Dar în principiu... Dar nu poți să nu te pregostești de fenomen. Dar el nu s-ar realiza dacă nu ar fi ei. Și da, există ediții mai jos, ediții mai sus, în funcție efectiv de cum se organizează ei. Cred că și la noi, la Facultatea de Teatru, au ajuns foarte mulți studenți care provin din baza asta de formare. Și în această emisiune au fost, cred că numai eu am numărat vreo 7. Sunt convins. A devenit, de fapt, și o pepinieră foarte bună pentru universitățile de teatru. Bun. Doru Mareș spunea, te rog. Ca să punctez efectiv, ca să închei cumva acest profil de beneficiar, asta vorbeam și cu Ștefan Holuba și cu Doru, ei practic dispar pe perioada facultății, aleg să studieze în alte orașe, sau în alte țări. Da. Și după aia se reîntorc. Există practic cine alege și cine optează să se reîntoarcă în Bacău, ei devin iarăși un membru și un spectator activ. Eu nu sunt singurul angajat al teatrului care provine din acest festival. Da. Și de aici este și aceste două profile foarte clare. Am înțeles. Hai să vorbim despre nivelul de bunăstare al Bacăului. Doru Mareș făcea această caracterizare prioritară a Bacăului ca centru industrial, comercial. De aici ar trebui să existe și un ferment economic din care să se hrănească inclusiv cultura. Cum stau lucrurile? Cât de bogați sunteți, Edi? Nu spiritual. Am înțeles. Financiar. Financiar, evident. Din punctul meu de vedere, Bacăul este un oraș potent financiar și este un oraș care își permite să susțină nu numai un teatru, dar și o filarmonică și un centru cultural, și există dorință foarte mare din mediul privat, să spunem, de a se implica activ în viața comunității și în viața orașului. Drept urmare, și la cea mai recentă ediția festivalului Bacău Fest Monodrame am avut foarte mulți sponsori și am avut o deschidere absolut de apreciat din partea antreprenorilor locali, chiar naționali, aș putea spune. Și asta ne-a ajutat evident foarte mult și în buna desfășurare a festivalului, și așa am și reușit să facem această ediție de festival. Pe lângă finanțarea primită din partea primăriei, am reușit să adunăm și foarte multe sponsorizări destul de importante pentru... Deci nu doar simbolice. Nu au fost, fiindcă înțeleg de cele mai multe ori de ce... Unii antreprenori n-ar dori sau se feresc să facă niște sponsorizări, niște donații sau cum doriți să le denumim, dar de data asta am reușit să coagulăm niște jucători importanți din municipiu și să îi angrenăm în acest mecanism. Care pot mobiliza ulterior și pe alții, eventual. Evident, asta e și scopul. Modelul ăsta al burgerului de zăpadă în zona atragerii investitorului privat, a comunităților de afaceri, Sibiu l-a aprobat foarte bine, acolo unde finanțarea, Doru, tu știi foarte bine, finanțarea festivalului de la Sibiu în mare măsură vine pe fonduri private. Deci un model de succes care indică faptul că se poate și în România genul ăsta de intervenția privatului în viața publică culturală. Da, și absolut de apreciat, și țin să le mulțumesc absolut tuturor oamenilor care au avut încredere în acest concept de festival, fiindcă Monodrame nu sună foarte atractiv pentru un om de rând sau pentru un spectator de teatru. Conceptul în sine de Monodrame cred că este greșit înțeles de cele mai multe ori. Față de conceptul de teatrolog, sună mult mai bine conceptul de Monodrame. Doar vreau să vorbim un pic despre recent încheiata ediție a Bacău Fest Monodrame, o ediție care, din punct de vedere, a fost un succes și un succes de imagine. Parcă a fost mai vizibilă ca oricând actuala ediție. Vine și după o perioadă pandemică și automat cuantifică și capitalul ăla de entuziasm și de așteptare. Cum ai descrie actuala ediție, Edu? În primul rând, mozaicarea necesară pe care o sugera și Edi s-a văzut acum.
Pentru că, în definitiv, este un eveniment care zilnic a început la ora 11 și s-a încheiat undeva seara 9-10 pe după acolo, ultima pe linie, după ultimul spectacol. Exact. Pe urmă, a îmbinat dimensiunea teoretică și eu cred că a fost foarte bine că a fost așa. Îți mulțumim, ai fost unul dintre partenerii noștri direcți care au garantat succesul acestei dimensiuni, cu dimensiunea practică scenică, odată concurențială, odată spectacole, lecție, să zicem așa, ducând până la nivel de concerte, spectacole în aer liber. Deci ați avut și o componentă outdoor foarte da, bine definită. Da, o componentă outdoor foarte clară și ritmică, așa cum ne-am angajat, de luni până duminică s-a întâmplat în fiecare deci seară. Deci perioada e una riscantă, fiind jumătatea de octombrie, ați stat cu emoții, bine, să nu plouă. Și cu frig. Și cu frig. Și cu emoții. Da, emoții. Da, n-a plouat. Deci cineva da, acolo sus... Asta înseamnă un bun manager, vezi? Da. Rezolvă și problemele astea... Are un telefon roșu direct cu buletinul meteo sau cu responsabilul... Într-o două a plouat după. Dar da, în timpul... După da. Finalul ultimului eveniment... Așa că trebuie mai. Să ai, nu? Ca și în bancul ăla cu Titanicul, trebuie să ai și un pic de noroc. Am avut și norocul necesar. Spre surpriza mea, eu fiind totdeauna ușor cam sceptic în legătură cu partea teoretică și de spectacol lectură, o să întreacă scepticismul în fiecare zi, locurile pe care, numărul de locuri pe care le-am stabilit s-au umplut și au fost și câțiva în picioare. Mai mult de atât, e clar, lucrul a mers, o să punem mai multe scaune ediția viitoare. Transferul de concurenți la teatrul de vară cu spectatorii în scenă, cu scena închisă, iarăși cred că a fost o idee tehnică foarte bună, îi se datorează managerului ca să-i spunem unde sunt ideile care au venit nou-nouțe. N-am crezut deloc, o spun acum cinstit, deloc n-am crezut că o să funcționeze. Place spațiul, da, nu? Nu-mi place spațiul dacă te gândești că îl poți deschide cu spectatori în dita-i hăul ăla de sală, care nu e făcut pentru teatru. Eu am văzut niște dezastre de spectacol acolo la teatru de vară, inclusiv o furtuna lui Caramitru, dacă ții minte. Da, Doru. Sigur că da. Atunci. Se pierdea tot în hăul ăla. Da, închizând și jucând ca într-o sală studio de dimensiuni de bun simț, a funcționat foarte bine, așa că... Chiar poți permanentiza, nu? Genul ăsta de... Și care, foarte bine eu nu aici. Cred, și chiar am fost prezent la absolut toate evenimentele, nu cred că acolo au existat locuri goale. Nu, nici acolo nu au fost. Deci în spectacole, în concurs, eu știu când eram mic și vedeam festivalul erau spectacole de la mijlocul zilei așa, unde eram noi ăștia liceenii care veneam acolo. Da. Acum, chiar au fost oameni care, și spre cu părere de rău, au trebuit să plece. Da, au fost într-adevăr zile seara, care n-au căpăt. Da, am rămas sincer surprins și de pe segmentul ăsta competițional, fiindcă, cum spunea și Ștefan, de cele mai multe ori în cadrul acestui festival, partea de concurs nu era la fel de, nu știu dacă neapărat vizibilă, dar la fel de interesantă pentru publicul băcăuan. Ei, de data aceasta, după prima reprezentație sau și în timpul primului spectacol din concurs, a trebuit să suplimentăm locurile. A doua zi am mai suplimentat odată locurile și am ajuns la o capacitate maximă în sală și din păcate au fost și foarte mulți oameni care nu au mai prins. Pe lângă faptul că erau, apropo de publicul și de profilul publicului, care și eu cred că este foarte, dacă pot să spun așa, nu cred că pot să spun, dar spun, heterogen. Da, erau liceenii care veneau, da, erau și persoane de vârsta a treia, da, erau și persoane de vârsta a doua și într-adevăr a trebuit la un moment dat să-i ridicăm pe puști, da. Stați la pernuțe, stați jos, că cel puțin spre joi, vineri era deja era lumea pleca acasă, adică știu că la un moment dat ziceam, veniți. Bun, nivelul calitativ doar al spectacolului din concurs, cum a fost anul ăsta? Sunt subiectiv aici, pentru că împreună și noi doi și Horia Suru am făcut selecția, au fost 44 de propuneri, am păstrat 7. Trebuie să spunem că miza e foarte mare, e cred una dintre cele mai importante valori, premii teatrale din România, 3.000 de euro. Este o miză interesantă acum, 3.000 de euro chiar
E o sumă, cel puțin în România, pentru culturală. Pentru premiul UNITER, ca să-și facă telespectatorii o idee, se oferă un premiu de 1000 de euro. Dacă câștigi la o categorie UNITER, ai 1000. Deci, aici, UNITER, putem oferi consultanță UNITER-ului. Mai bine oferiți bani, doar decât consultanță. Cred că a fost și anul ăsta... În funcție de ofertă, am încercat să oferim o plajă diversificată. Uh-huh. Și atunci invitații din străinătate, deci din Bulgaria, Bulgaria și Spania, cred că au fost două exerciții diferite și foarte interesante. Trebuia să fie, asta vreau neapărat să o spun, am avut și un invitat din Ucraina, din păcate nu a putut veni un actor de la Kiev. Și mailul lui a fost groaznic, impresionant, ne-a mulțumit că l-am invitat, ne-a spus că poate la ediția de anul viitor, dacă o mai trăi până atunci. Și pune problema la momentul ăsta. Da, era absolut schizoid. Ne-a impresionat teribil lucrul ăsta. Da. Bun. Și din țară am încercat cumva o plajă, dacă se poate, nu de același tip stilistic. Eu cred că ne-a ieșit, dacă am greșit pe alocuri, ne asumăm și greșeala, dar nu am vrut să fie monocrom povestea în sensul stilistic. În orice caz, pentru mine mirarea a fost, cred că se întâmplă a doua oară în ultimele cel puțin 10 ediții, când un actor ia tot ce se poate lua. Aici vorbești de Petronela Buda. Petronela Buda, care din un premiu oferit de jur unul actorilor, unul al copiilor, care sigur cu intrii vor fi actorii de mâine, toate trei premiile s-au dus la Petronela Buda, la Galați, ca atare, este actrița teatrului din Galați. S-a mai întâmplat o singură dată cu un actor maghiar care era maghiar din Ungaria. Venea pe producția teatrului de cameră din Arad, Horșani Otilo, care a luat toate premiile, mai puțin premiul de interpretare feminină, că n-avea cum să-l ia. Foarte tare. Deci astea sunt surprize care spun mult. Nu știu dacă e bine sau e rău, dar este de luat notă că trei paliere de public au optat pentru același exercițiu scenic. Bun, până la urmă asta validează un sigur actor fără discuții în momentul în care arta lui ajunge, indiferent de vârstă, indiferent de sex, indiferent de... ocupație. Categoric. Da. Mai aveți, Eddie, și concursul acela de dramaturgie, pe care l-a ținut și anul acesta, tot sub umbrela Bacău Fest Monodrame, nu? Da. Cum a fost? V-au venit texte? Mai scrie lumea teatru? Scrie și am primit... Câți Cehovi ați găsit? Aici Doru poate să spună mult mai bine, dar la fel, cred că am avut 19 texte. Da. Tot monodrame, nu? Tot monodrame, da. Tot monodrame și... juriu, cred că poate să spună mult mai bine despre calitatea textelor. Reprezentând eu juriu, anul ăsta am schimbat un pic formula juriu, adică am rămas eu și Monica Andronescu și l-am luat și pe Adrian Nicolae, actor și regizor și traducător, care e un om de un gust, după părerea mea, deja dovedit. Uh-huh. Și am găsit vreo 5 texte interesante, am păstrat 3 pentru așa se intre în finală. Teodora Savu, nu? Teodora Savu, Andrei Măjeri, am citit o mirare. Mi-a trimis Andrei textul foarte bine scris. Foarte bine scris textul. Text despre război cu foarte multe nuanțe. Și Radu Popescu, pe care știam că scrie și are și teatrul lui la București. Este mai mult surpriză a fost Teodora Savu, că nu știu, foarte cinstit, nu știam cine este. Horia Suru știa că îi făcuse asistență la Constanța la un spectacol. De altfel, niciunul dintre ei dramaturgi din fașă. Radu Popescu ar fi, ele dar deja tot adobe, regizor, dar la regizor bază. Și actor și el. Da, Andrei Măjel, cred că e un debut ăsta pentru el ca scriitor. A debutat și a luat și premiul, adică... Da, da.
Deci a fost și cu surprize, surprize de toate felurile. Hai să zic că Radu Popescu mai știam că scrie, mai concurase. Cred că a mai avut un premiu, parcă dacă nu mă înșel, într-un an. Andrei Măjeri, ne gândeam la orice, numai că textul ăla poate să fie al unui regizor și pe ăla să-l cheme Andrei Măjeri. Da. Un regizor tânăr, după părerea mea, absolut stimabil. Bun, asta indică faptul că festivalul e cât se poate de frecventabil, dacă atrage atâta lume bună și... Călin, este a noua ediție a proiect, a componentei astea de dramaturgie și pot să spun că și aici bila este albă, pentru că, una, în anii ăștia am descoperit niște nume care pe urmă s-au apucat, s-au ținut de treabă la modul serios, dar am constatat că încet, încet a devenit și foarte interesant pentru oameni care sunt nume în meserie, direct dramaturgic sau colateral. Aici premiul care e? Montarea respectivului text? Suntem încă în corecții de proiect, vom vedea. E o surpriză pentru anul viitor. Am înțeles. Bun, plecăm din zona discuțiilor despre festival și intrăm în zona curent a Teatrului Bacovia, repertoriu. Recent am văzut, Teddy, spectacolul premieră, l-ați avut, Insectea lui Mădălin Hâncu. Cum gândești strategic repertoriul de la Bacău? Îl gândesc și putem să începem de aici. Cred că e important să oferim un mediu și un spațiu de exprimare tinerilor regizori și cred că și Teatrul Băcăuan are nevoie de tineri regizori. Sunt și mai ieftin un pic tineri regizori de... Nu neapărat. Vorbim de cea mai recentă premieră a Teatrului Insecte. Pot să te asigur că la nivel de producție... Ai avut un buget mare. Un buget destul de generos din punctul ăsta de vedere. Ați avut și echipă mare cu scenograf, cu coreograf? Da. Ce pot spune e că eu personal cred foarte mult într-o echipă completă de creație. Nu cred că ar trebui ca regizorul să ocupe și de dramaturgie decât dacă el dorește acest lucru. Dar cred foarte mult că fiecare echipă sau fiecare regizor invitat într-un teatru ar trebui să își acopere absolut toate pozițiile din echipa lui de creație. Odată. Și cred că procesul devine mult mai eficient din punctul meu de vedere, dacă există câte un om pentru fiecare poziție. Pentru dramaturgie, pentru coreografie, pentru lighting design și sper să nu sar pe nimeni. Muzică. Da. Muzică și tot. Oricum asta îți crește bugetul exponențial, adică... Crește, dar membru... mi se pare important și mi se pare benefic și pentru echipa artistică invitată și mi se pare benefic și pentru teatru și pentru actorii din teatru, fiindcă au un contact direct și mult mai larg cu alți creatori. Da, uite, acum și suntem conectați. Asta pe mine m-a surprins la ultimele proiecte pe care le-am avut, că, cum spunea Edi, nu venea regizorul cu universul lui din care făceau parte și ceilalți, adică ceilalți membri ai echipei și fiecare și-a adus aportul la Mădălin, doar ca exemplu, tot universul creat de Adrian Piciorea cu muzica, cu efectele sonore, cu tot universul sonor. Da, elementele de mișcare. După aia elementele de mișcare pe care le-a adus George Pleșca și... chiar vorbeam că acum suntem în repetiție pentru un alt spectacol unde iarăși avem coreograf, iarăși avem echipă. Hai să echipă. Dăm și titlul spectacolului pe care îl pregăteți. Cred că este încă în lucru titlul. Dă titlul. Acum. Dă că titlul și dacă textul poți. Acolo este în titlul provizoriu este Istoria României în unci și în mormântări, în regia domnului Matei Lucaci Grunberg, în dramaturgia domnului Sever Andrei Bărzan și Matei Lucaci Grunberg, dar vorbind de această echipă, chiar vorbeam și cu alți colegi și cu Edi că sunt ca niște workshop-uri lucru cu coregraful, cu cel care face muzica. Sunt ca niște workshop-uri pe care orice trupă de teatru constantă de care are nevoie frecvent. Evident. Și atunci poate e mai dificil să faci workshop-ul separat
facem o dată la 2 ani un workshop și când poți să-l faci în cadrul unui proiect. Nicio finalitate, da. Workshop-ul. Este destul de greu de manageriat un workshop sau de a bloca, de exemplu, un teatru. Pentru doar un workshop. Pentru un workshop. Și atunci am preferat să optez pentru o echipă completă pe lângă crezul meu, această echipă absolut mai desfășurată, să spun. Și am încercat cumva să integrăm partea de workshop și partea de ateliere în cadrul fiecărui spectacol. Da, și jur că ne prinde bine, da, adică pe orice actor, și aici nu cred că mă poate contrazice nimeni, se așează cu timpul praful. Pe orice lucru se așează praful și de fiecare dată ne... Odată ce ați intrat pe linia asta ascendentă în producție de teatru de calitate, cred că trebuie să vă țineți de ea, adică e foarte periculos să faceți compromisuri după ce ne obișnuiți cu ceva. Eu țin minte ce am văzut și prostii mari de tot la Bacău în anii din urmă, spectacole făcute în care simțeai clar compromisul, acelea spectacole lui Balint, mai știu cine era în clientela foste direcțiuni, eu spun foarte franc chestia asta și mi se pare foarte important să nu abdicați de la zona asta de performanță pe care v-ați impus-o. Și eu cred că până la urmă trebuie să luăm din toate lucrurile care ni se întâmplă să atragem sau să încercăm să explorăm părțile bune. Că... Ștefan, acum iartă-mă, dar să văd Steaua fără nume cu Mona de 50 de ani, acum, Unchiul Vanea cu Sonia de tot atâția ani. Acum alea au fost. Ce putem face noi este să aducem... Vă referiți la opțiunea regizorală și din punctul ăsta de vedere, cred că și eu și Ștefan nu prea avem nimic de comentat. Ce putem spune ca lucruri bune? Că am apărut noi în perioada... În acea perioadă. Dar este important ca regizorul invitat în teatru sau regizorul care să zicem că există un regizor de casă, ghilimelele de rigoare, să fie la curent cu fenomenul teatral din țară și să fie conectat în... Mie de regizorul de casă mi-e cel mai frică. Fie că s-a angajat, fie că se parte într-o clientelă cooperativistă. Că așa funcționează, Doru, știi foarte bine, teatrul românesc funcționează și pe sistemul ăsta de cooperativă, de prietenie. E de... o oracilă. Da. Pe de altă parte, e drept că pe... Poate că aici, de comparația cu fotbalul, n-ar fi rea. Adică un antrenor merge câteva sezoane. Uh-huh. E bine după să mai meargă și la altă echipă, să mai... Trebuie un suflu nou. Da. Și atunci cred că e valabil și pe... Da, cred că la rigoare e vorba și de strategii de plată până la urma urmelor. Poți avea un regizor angajat, dar în niciun caz pe viață. E bine să stea câțiva ani și singur nu să-l dea nimeni afară, dar cred că singur regizor ar trebui să fie precum circuitul la pei natură. Da, da. Mai mergi și pe la alte echipe, în ca tu timp... însuți, apropo de ce a zis Ștefan, să nu simți cum se așează praful. Da. În același timp, cred că este foarte important ca regizorul respectiv să cunoască trupa sau să cunoască publicul din comunitatea respectivă. Și atunci de asta cred că... Acum cunoașterea în exces sau în trupe duce și la manierizări. Distribuții atât de previzibile și atât de... Și la o manierizare. Într-adevăr. Dar totuși, pentru o trupă tânără sau pentru o trupă aflată la început de drum, mi se pare important să existe un regizor care să-i ajute să creeze un limbaj comun, exact, artistic. Hai să vorbim de componența trupei. Cât de mulțumite ești de trupa pe care o ai acum ca distribuție pe vârstă, ca nu știu, posibilități ale actorilor? Nu cred că niciun manager nu cred că este total mulțumit de trupa artistică. Ai acoperit toate vârstele? Nu, din păcate nu. Și la fel ne izbim de acest blocaj administrativ, fiindcă este dificil de a crește numărul de actori sau numărul oamenilor de la tehnic. Dar revenind la trupa artistică... Crezi într-o filozofie a colaborărilor externe? Cred și într-o filozofie a colaborărilor, dar cât timp există o trupă artistică destul de numeroasă la Bacău și cât timp există un talent absolut autentic în Teatrul Municipal Bacovia, mi se pare important ca el să fie folosit de regizorii invitații.
Tocmai de aceea sunt destul de sceptic în ceea ce privesc noile colaborări și prefer să optez pentru noi angajări sau noi achiziții în trupa artistică. Cum și urmează să se întâmple în viitorul apropiat, vrem să deschidem un casting pentru patru actori la secția dramatică și pentru încă patru actori la secția de animație. Secția de animație, facem o paranteză, unde ați avut zilele trecute o premieră. Am avut zilele trecute. Cal, regia pe Ciprian Hoțanu. Da, în regia domnului Ciprian Hoțanu și a fost un succes absolut. Cu achiziții de păpuș, am văzut. Da, am făcut, am creat chiar în atelierele proprii ale teatrului niște păpuși pentru cei mai tineri spectatori și au funcționat foarte bine. Am făcut un fel de mărci, aș putea spune, a Teatrului Municipal Bacovia. Există lideri ai trupei sau e un climat perfect democratic în care fiecare și este lider estetic și de conștiință, Ștefan? Eu simt că există personalități puternice în în rândul colegilor. E ca într-o haită. Nu aș spune neapărat haită. Asta spun. Că nu aș vrea să văd, recunosc, poate asta e un dintre defectele mele, că încerc să, da, eu cred că e o calitate, încerc să explorez părțile bune din oricine. Și din roluri, și din texte, și din... Poate nu sunt mulțumit, poate nu, dar da, dacă eu stau să-mi pierd timpul cu părțile rele, chiar... Da. Trece șansa pe lângă noi. Sindicat așa. Aveți? Există sindicat și da, de asta spun. Eu m-am simțit bine printre cei cu care am lucrat. Și chiar am descoperit și acum, iarăși, la acest proiect în care, pe care l-am început. În continuare descoper lucruri pe care nu le știam despre colegi, pe care, la care nu mă așteptam. De asta spun că este importantă și latura asta de atelier. A început să apară și sentimentul ăsta de sudură în echipă, de coeziune? Pentru că uneori în trecut mi se părea că la Bacău sunt insule plutitoare, așa le simțeam. Ele cred că sunt, dar cred că iarăși sunt normale într-o perioadă în care suntem nesiguri, în care nu știm ce se întâmplă, ce se întâmplă mâine, ce se întâmplă la anul, ce se întâmplă. Și atunci, da, instinctul de conservare mă face să fiu temător. Aoleu, au venit oameni noi în teatru. Da. Aoleu, ce o să se întâmple cu noi? Cred că frica mea este să nu ajung și eu așa când o să vină cei patru colegi noi. Aoleu, o să-mi ia ăștia... A venit da. Echipa tânără. A venit echipa tânără. Eu nu cred. Adică, din contră, sper că ne vom descoperi unii pe alții. Și noi ăștia tineri și ăia și mai tineri și cei mai în vârstă pe care eu i-am văzut, de exemplu, jucând când eram copil și chiar mă bucur că i-am descoperit. Și aș vrea să mai adaug la ceea ce spune Ștefan, că mi se pare important să vină regizorii care nu au mai lucrat până acum cu echipa teatrului, fiindcă ei la rândul lor descoperă sau ne fac pe noi atenți, cei din teatru, de valențe absolut necunoscute. Și pe care nu ne le știam unii altora, apropo de ce spuneam de manierizări sau că suntem etichetați ca actori, că se întâmplă, ăla este Junele Prim, ăla este... Dar uite, avem pe Doru aici, care e un reputat critic de teatru. Doru, vreau să te întreb, pentru tine ce înseamnă o trupă de calitate, o trupă teatrală valoroasă? Cum ai descriu? Făcând abstracție de Bacău. Nu, prieten, nici nu ar fi elegant și nici diplomatic. Evident. Și nici nu aș putea să judec asta prin prisma teatrului din Bacău câtă vreme sunt parte. Da. Și cred că nici nu, de fapt, nici nu poți vedea foarte din clar interior. Din interior. Da. Trebuie să totuși o privire de afară și asta nu poți face în trupa din care faci parte. Mă gândesc dacă ar fi să numesc un etalon, ne însemnând că nu am foarte... În principiu sunt prieten cam cu tot ce mișcă
Ești unul dintre cei mai iubiți critici de teatru din România, deși verbul ăsta asociat cu criticul de teatru nu e foarte frecventat. Cred că am început să îmbătrânesc și de-aia acum vreo 20 de ani. Devin inofensiv și atunci te iubești lumea. Nu cum să zic că încă inofensiv. Eu nu faci dori vreodată. Am înțeles. Dar la începutul anilor 2000 am ieșit la un sondaj drept cel mai antipatic critic de teatru și asta m-a bucurat foarte tare. Nu știu acum dacă să devin simpatic, nu știu cât mă mai bucură. Dar aș vrea să citesc din multele întâlniri pe care le-am avut cu regizori și cu scenografi care întrebau la rând de Doru Mare și citez, atenție că e rău. Închei citatul. Interesant. Deci, nu știu cât de incisiv... Sper că am rămas atunci când este cazul, că am mai învățat făcând... cred că mi-a folosit foarte tare și revin imediat la tebarătă, dar ca să încheiem povestea asta cât mai repede, cred că mi-a folosit foarte tare, mi-au folosit cei 4 ani de directorat la Sfântul Gheorghe, pentru că eu și acum, într-un fel, mă... consider un critic de produs, dar atunci am învățat ce înseamnă procesul. Pentru că sunt critici de produs, critici de proces. Foarte cinstit, nu mă interesează critica de proces, mă interesează finalitatea și judec exact ce văd ca spectator. Dar atunci am învățat că intrând în măruntaiele procesului, nu că lucrurile se vadă altfel valoric, dar sensibilitățile și modul în care ele se însumează pentru a face un spectacol arată cu totul altfel dinăuntru decât din afară. E acea critică de acompaniament despre care vorbește George Banu. Iacă-te. Nu vreau să o fac. Nu, chiar nu sunt făcut pentru tipul ăsta de critic. Dar am învățat și poate de asta cumva mi-am mai temperat anumite asperități ale tonului. Pentru că mi-am dat seama că nu totdeauna ce crezi tu că este vinovăție este ca atare un lucru condamnabil, ci este rezultatul unui concurs de împrejurări. Ce înseamnă o trupă bună pentru mine? Repet, eu fiind stimând cam tot ce mișcă trupă de teatru în țara asta, dar cred că înseamnă cam ce înseamnă teatrul lui Tompa Gabor. Teatrul maghiar din Cluj. Adică o trupă care aproape că nu știe să facă altceva decât performanță. E la un nivel extraterestru aproape trupa de la Cluj. Trebuie să ai modele, eu însumi am modelele mele în viață. Cred că este un model, chiar dacă nu este deloc comod să fii membru al acelei trupe. Sunt adică individualități foarte puternice acolo, dar care sunt capabile să se topească în ansamblu, în echipă. E foarte interesant fenomenul ăla. E mare lucru să fii o personalitate debordată, dar să ai generozitatea de a te topi în totul care înseamnă un spectacol. Altfel de ce o faci? Domnilor, mai avem vreo 2-3 minute. Vreau să vorbim despre spațiile de joc. Edin, noi am atins deja subiectul. Lucrați pe vechea sală, sala mare a teatrului și mai nou experimentați și săl studio la Teatrul de Vară. Da, și am reușit să eliberăm sau să deblocăm situația foaierelor și am mai obținut un spațiu, un foaier în care... Chiar la stradă, nu? Chiar la stradă, da. Pe care vrem să-l transformăm nu atât de mult într-o sală, cât într-un spațiu multimedia în care se pot întâmpla diverse evenimente culturale. Ați avut un spectacol acum câțiva ani acolo, nu? El a fost în sala cealaltă, paralelă, care există în continuare, sala Petru Walter. Și acolo am avut, de exemplu, Crocodil, da. De Elizeville. Și cred că au mai fost și spectacole mai micuțe, au fost spectacole Iulia Beată de Ea, da. Sau Emigranții. De la anul chiar ne dorim să deschidem un col de proiecte pentru una dintre săli, două coluri de proiecte, de fapt. Pentru amenajare de sală? Nu, pentru spectacole care să se joace acolo. Se monteze pentru tinerii absolvenți în acel spațiu. Într-unul dintre foaiere săli la fel. Și mi se pare important să oferim această oportunitate tinerilor absolvenți atât la secția dramatică cât și la secția de animație. Bun, hai să vorbim în ultimele secvențe ale emisiunii despre viitorul pe termen scurt al teatrului din perspectiva spectacolului, din perspectiva ceea ce mai pregătiți pentru publicul băcăuan.
Și nu neapărat Băcăvan, că puteți gândi și regional, ideea de public e foarte la mod acum să urci într-un autocar un public din Botoșani și să-l duci într-o excursie culturală la Bacău. Păi ne pregătim de premieră, cum am spus și mai devreme, și din decembrie o să reîncepem activitatea sau pregătirea pentru anul următor. Asta însemnând... Revelion. Asta însemnând niște discuții deja la nivel de concept cu domnul Horia Suru, cu domnul Vlad Cristache, cu domnul Alexandru Bogdan. Deci, pe partea asta a secției dramatice, cumva există o previzionare a spectacolelor și a următoarei stagiuni, și pe partea de animație suntem în discuții cu domnul Gabi Apostol, cu domnul Ioan Brancu, și la fel căutăm să creștem producția de spectacole propriu-zisă, fiindcă în continuare spațiul rămâne o problemă. Deși avem capacitatea și resursa umană necesară de a produce mult mai multe spectacole, din păcate logistic este destul de dificil. Dar ușor, ușor, cu pași mici, suntem absolut convinși că o să reușim să obținem cât mai multe spații. Pe lângă foaierele care, cum spuneam mai devreme, vor deveni niște săli multimedia, ne dorim să obținem încă un spațiu adiacent pe lângă Teatrul Municipal Bacovia, care se transforme într-o sală de repetiții. Ștefan, și de după aia doar ultimul cuvânt. Ce speranțe ai, ce așteptări ai de la viitor ca actor al Teatrului Bacovia? Că acest public despre care am tot vorbit și la început va urmări și va înțelege că teatru face parte din teatru e al orașului, e al lor. Mulțumesc. Și atunci ne vor fi și de ajutor și noi lor și ei nouă. Mulțumesc, Ștefan. Doru, cât de apăsată va fi de acum înainte amprenta ta pe filozofia teatrului Băcăvan? Eu sper că bruma de experiență pe care am căutat-o, am căpătat-o în anii ăștia, să se topească în experiența teatrului. Nu-mi place să ies în față. În schimb, eu, dacă tot mă întrebai ce aștept pentru viitor, îl aștept pe Moș Crăciun. Eu cred în Moș Crăciun și în ziua de azi. E de burghelare alură de Moș Crăciun, așa, dacă te uiți. Da, am și făcut foarte mulți Moș Crăciun. Nu are să mă ascund. Deci ai grijă ce spui. Deci, da, observația ta este foarte bună. În cazul ăsta, chiar cum tot cred eu Moș Crăciun, chiar cred că urmează un sac plin cu surprize plăcute. Dragilor, mulțumesc foarte mult, Edi Burghielea, Doru Mare, Ștefan Uluba. Sper să avem și alte contexte de dialog. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru răbdarea de a ne fi urmărit. Ne vedem săptămâna viitoare. Toate cele bune!